Bun găsit tuturor în Malaxorul Presei, sunt Valentin Tudor și l-am în această săptămână alături de mine, ca de obicei, pe Marius Albu. Bun găsit, Marius! Bună ziua! A fost o săptămână în care justiția a luat decizii cutremurătoare pentru fotbalul românesc, decizii urmate apoi de, să-i zicem, cum se zice, Marius, plângeri, milă, discuții, oricum, aprinse legate de posibilitatea sau imposibilitatea grațierii Baciului, cum îl știm noi, al lui Gică Popescu, condamnat alături de alți 7 grei din fotbalul românesc la pedepse cu ani de închisoare, cu executare. Cu toții știm, nu o să repetăm acum ce s-a tot discutat până acum la televizor. Cert este că după condamnarea celor 8, e vorba de Gică Popescu, frații Becali, Copos, Nețoiu, Meme Stoica și Jean Pădureanu la pedepse cu închisoare cu executare cuprinse între 2 ani și 6 ani, întreaga lume a fotbalului a fost, cum spuneam, violentată de această decizie neașteptată a instanței. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că procurorii DNA, cei care i-au trimis în judecată pe cei 8, ceruseră cel puțin în cazul lui Gică Popescu și a altor două persoane, pedepse cu suspendare, adică închisoare cu suspendare, nu trebuiau să meargă la închisoare, pur și simplu aveau cazier penal și puteau să-și continue activitatea. De ce era miza foarte importantă în cazul lui Gică Popescu? Deoarece el era primul favorit la șefia Federației Române de Fotbal, acolo unde a doua zi după condamnare au avut loc alegeri. Despre aceste alegeri am dorit să vorbim puțin, pentru că ele au extrapolat oarecum cadrul condamnărilor și s-a intrat în lumea reală a fotbalului. Era vorba de afilierea, de consfințirea afilierii la Federația Română de Fotbal a Clubului Sportiv Universitatea Craiova, echipa Olguței, cum mi se mai spune. Ședință care a fost dominată de scandaluri, de voturi renumărate, cu contribuție importantă din partea actualului, să zicem, finanțator, deși nu mai finanțează de mult echipa de fotbal, cealaltă, Fotbal Club Universitatea Craiova, Adrian Michitelu în speță. S-a ales un nou președinte al FRF, este vorba de domnul Răzvan Burleanu, un tânăr care pare că a fost agreat de majoritatea membrilor FRF, dar revenind la ce ne interesează pe noi, echipa de fotbal CSU, trebuie să spunem că a ratat, practic, pe 5 martie, când a avut loc ședința, afilierea definitivă la Federația Română de Fotbal. Federație care a decis să amâne o decizie în acest sens, probabil pentru anul 2015. Cum spuneam, ședința aceasta a adunării generale a FRF pentru alegerea președintelui a fost un nou prilej de scandal pe tema celor două echipe de fotbal ale Craiovei, CSU și FCU. Pe ordinea de zi a ședinței se afla și un punct privind afilierea definitivă la FRF a unor cluburi de fotbal, CSU Craiova în această situație, afiliată provizoriu de Comitetul Executiv al Federației în anul 2013. Potrivit statutului FRF, această adunare generală este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării, retragerii sau excluderii membrilor săi. Comitetul Executiv poate hotărâ cu titlu provizoriu afilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei adunări generale. Întreaga discuție care s-a purtat a fost următoarea. Bun, CSU a primit această afiliere provizorie, dar ea, conform regulamentului FRF, trebuia aprobată în prima adunare generală, care a avut loc pe data de 5 martie. S-a supus la vot în cadrul adunării generale afilierea în bloc a mai multor echipe, dar acest lucru nu a trecut cu o majoritate simplă. Și atunci, oarecum în disperare de cauză, spunem noi, conducerea federației a decis să scoată Universitatea Craiova, CSU Craiova, din această listă și să se ia o decizie în privința ei după ce Comisia Juridică va întocmi un referat în care să spună dacă este legal sau nu acest lucru. Celelalte afiliere au trecut, cazul Craiovei a rămas oarecum suspendat. Întreaga lume fotbalistică s-a întrebat, cel puțin cea din Oltenia, s-a întrebat, Craiova, CSU, este sau nu mai este afiliată? Dacă ar fi să-l credem pe Adrian Mititelu, direct interesat ca CSU să nu fie afiliată, acest lucru s-a întâmplat, adică dezafilierea. Pentru că
așa cum spuneam, regulamentul prevede ca ea să fie consfințită această afiliere provizorie primită în 2013 în prima adunare generală a FRF-ului. Cum ea nu a fost afiliat, a fost aprobată, ce se întâmplă? Este sau nu este afiliată CSU? Din păcate, regulamentul FRF-ului nu prevede clar ce se întâmplă în cazul în care nu are loc această afiliere în prima ședință. Dacă îi asculți pe cei de la CSU, nu este nicio fel de problemă. Ea poate merge această afiliere provizorie până în 2015. Ne-am obișnuit cu acest lucru și ca să vă dăm un exemplu cât de cât apropiat, este vorba de acele autorizații sanitare, Marius, provizorii ale școlilor, care niciodată nu sunt consfințite. Ele, școlile merg cu aceste autorizații provizorii la nesfârșit, de pe un an pe altul. Deci aceasta a fost întrebarea zilei, la care deocamdată nimeni nu a reușit să obțină un răspuns. Dacă CSU este sau nu este afiliată la FRF și ce se întâmplă în această situație? Mai poate continua campionatul în Liga a doua sau ar trebui să nu mai joace? Un răspuns probabil vom afla de la proaspătul președinte al Federației Române de Fotbal și de la comisiile juridice a cărei componență, de câte am înțeles noi, va fi schimbată peste două săptămâni. Și cum știți că în funcție de cei care vin la un organism de decizie se schimbă și deciziile, ne putem aștepta la orice fel de surpriză. Marius, cum ai văzut tu scandalul ăsta din ședința FRF, legat evident de condamnarea grăilor din fotbal, inclusiv a lui Gică Popescu? Faptul că Gică Popescu din președențiabil la șefia FRF a devenit pușcăriabil. Pușcăriaș de-a dreptul a devenit. Pușcăriabil și... A fost înainte pușcăriabil, da. Până la urmă, dacă stai să vezi totuși că este o hotărâre a justiției, mi se pare un lucru normal. Că vocile din România susțin diverse aberații de genul să nu-l punem pe Gică Popescu în pușcărie pentru că a fost un mare fotbalist, să nu-l băgăm pe Gigi Becali în pușcărie că a făcut pomeni, să nu-l băgăm pe Adrian Stase în pușcărie că a scris cărți și vorbește frumos, hai să fim serioși. Omul a făcut două transferuri și a pus niște bănuți deoparte pentru suflețelul lui și acum a alergat statul. Am înțeles, dar legat de ședința Federației Române de Fotbal și de nebuloasa asta legată de afilierea CSU, regulamentul ăsta spune clar. Ești afiliat provizoriu, îți dăm dreptul să joci. Până la prima tragere. Până la prima, exact. Dacă nu se întâmplă la prima, ce se întâmplă după aceea? Păi aici este frumusețea mare, că nu se spune nimic ce se întâmplă. Deci, și atunci interpretăm cum, și atunci cum se întâmplă la noi. Fiecare cum ne convine. Dacă ești de la CSU, spui, domnule, ne-au amânat până în 2015. Suntem în continuare afiliați provizoriu, suntem beton în acte. Și am putea merge provizoriu și 10 mai mergem provizoriu așa. Mergem. Care-i problema? Uh-huh. Dacă ești Adrian Mititelu, spui, domne, nu. Dacă spune acolo că la prima tragere trebuie să te afilieze sau nu definitiv, e clar. Dacă n-a fost afiliată, a fost dezafiliată. În continuare... Va fi acest război pe toate planurile între CSU și FCU și la nivel declarativ, că asta se întâmplă în permanență, adică în momentul în care Adrian Mititelu ajunge într-o zonă în care poate să-și spună niște păreri, clar le face așa. Eu zic că nebuloasa va continua până în momentul în care, așa cum ai spus tu, acea comisie juridică care va întocmi acel referat în care exact. Va trebui să spună. Albă sau ori albă, ori e neagră. Da. Dar până atunci, mă rog, mai este timp suficient pentru telefoane de orice natură, inclusiv politică. Doar știm că, de exemplu, la LPF, vorbind de lumea fotbalului, a fost destul de politică schimbarea lumitică de la ligă și așa mai departe. Bănuiesc că nici aici acest mini-domn, mini-fotbalist Răzvan Burlean, da, a fost uns foarte rapid la președinția. El practic a beneficiat acest culoar liber lăsat de absența motivată a lui Gică Popescu. El era favoritul detașat în această clar. În această cursă. Toată lumea se pregătea
Deși se așteptau pe de altă parte, trebuiau să ia în calcul că ar putea justiția să dea o astfel de sentință. Și uite că a dat-o până la urmă. Da, total neașteptată. Pentru foarte mulți. Da. Pentru foarte rămâne mulți. Și acolo, rămân oarecare semne de întrebare. Toată lumea așteaptă cu interes motivarea judecătorilor. Motivare care, din păcate, poate să dureze între o lună, două luni, trei luni chiar. Fiind mai ales o cauză complexă. Să nu uităm că acest dosar a durat 8 ani. Cam mult. De 8 ani se judecă acest... De regulă, la dosarele grele, judecătorii... Se feresc. Se feresc, se întorc procesele la alte, la instanțe inferioare. Inferioare pentru judecare. Da, apar dovezi noi. Acum e clar, au dat mai mult decât au cerut procurorii în cazul lui Gică Popescu, cel puțin. Nu este prima dată. S-au mai întâmplat... Da, s-au mai întâmplat astfel de lucruri. În România să... Păgubitul, să zic, să ceară ceva și să primească altceva mai mult decât a cerut el, nu este prima dată. În cazul lui Gică Popescu, el a fost practic condamnat pentru două transferuri, cel puțin asta, așa, acum citesc din rechizitoriul procurorului DNA, este vorba de două transferuri al lui Lucian Sân-Mărtean și Florin Bratu, unul la Panathinaikos Athena, celălalt la Galatasaray, dacă nu mă înșel. Da, la Galatasaray. Într-un caz, o sumă s-a declarat la Federația Română de Fotbal și o sumă figura în contractul semnat cu clubul străin. Dar nu este prima dată, încerc scuze pentru întrerupere, nu este prima dată când la noi se întâmplă așa ceva. Și au fost aceste cazuri, cei 8 oameni care au ajuns după gratii, cu contracte în două bucăți. Adică în România se știa o sumă, cluburile care achiziționau respectivii fotbaliști anunțau altă sumă de transfer și aceste discordanțe. Dacă mi-aduc bine aminte, la un moment dat și la transferul lui Chivu de la universitatea a fost o sumă, s-a știut că s-au luat bani pe Chivu, mă rog, clubul olandez spunea de tot o altă sumă. Mă rog, dacă procurorul anticorupție celor două, caută și prin acel dosar în mod sigur. În cazul celor două transferuri, deci la Sân-Mărtean a fost vorba de 600 de mii de dolari, ca așa se vorbea atunci, se declaraseră de că vreo 300-300 de mii au luat alte drumuri. În cazul lui Florin Bratu, suma era mult mai mare, vreo 2 milioane și ceva de dolari, au fost declarate doar câteva sute de mii, rămânând vreo 2 milioane de dolari pe unde au ajuns ele. Da. Vorbeai tu de mai multe dosare, da. Dar uite, procurorii au precizat în rechizitoriu că ancheta a vizat numai 12 transferuri internaționale ale unor jucători români de fotbal din perioada 99-2005 și spune DNA-ul că a solicitat date vizând mai multe transferuri internaționale, numai că nu au răspuns solicitărilor toate statele. Acum, dacă au fost transferați prin Cipru, prin insule, mai știu eu pe unde aveau sediul federațiile respective sau conturile firmele respective, înțelegem de ce nu au răspuns. Pentru că procedura asta e uzitată de foarte multe firme. Ne facem un sediu în Cipru, în Liechtenstein, în Malta, în diferite paradisuri fiscale și mai au urmă dacă poți de acolo. Da. Cu ocazia acestei sentințe definitive și vâlvei făcută în lumea fotbalistică, începe să prindă contur, să se explice de ce jucătorii români de fotbal, de jucători buni de altfel, pentru că vorbim de perioada când România mai și exporta jucători, au fost vânduți, după știința noastră, pe sume atât de mici comparativ cu altor state din Est. Pentru că s-a lucrat cu bani negri. O parte era declarat, cealaltă parte venea pe sub. Asta este unul dintre motivele pentru care ți se păreau jucători români atât de ieftini. Nu, ei nu erau ieftini. Erau suficient de scumpi. Sau la fel de scumpi ca ceilalți este europeni pentru cluburile se care achiziționau. Mai mici, dar erau declarate mai mici sumele. În consecință, lumea s-a întrebat bine, uite, au luat ei banii ăștia, au făcut, dar până la urmă care e problema? Pentru că vorbim de o entitate, un ONG, FRF-ul la urmă este un ONG, Liga Profesionistă de Fotbal este un ONG, acolo sunt bani privați ai cluburilor. Cine a fost păgubit? Păi e simplu, e vorba de un lanț. În primul rând, bugetul de stat, pentru că acele contracte trebuiau declarate la Federația Română de Fotbal, care și ea la rândul ei a fost păcălită, să zicem așa, cu voia ei, cu siguranță, cred eu că cei de la FRF nu au știut.
de lucrurile astea. Spun anchetatorii că s-a stabilit următorul lucru. Prin ascunderea sumelor reale la care s-au făcut transferurile, inculpații, adică cei 8, au prejudiciat pe lângă bugetul statului și cluburile de fotbal și Federația Română de Fotbal. Transferul jucătorilor de fotbal din perioada aceea s-a făcut prin cedarea de către cluburile trimițătoare în favoarea FRF a unei cote din indemnizația de transfer obținută, care a variat între 4 și 10%. FRF ar fi trebuit să primească pentru transferul jucătorilor Cosmin Contra, Ionel Ganea, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Mitea Nicolae, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu și Dan Alexa un procent de 4% din indemnizația de transfer, între 4 și 10%. Acum, evident că dacă declară o sumă mai mică, FRF-ul îi se virează o sumă mai mică, adică un procent dintr-o sumă mai mică. Este logic. La rândul ei, probabil, FRF-ul trebuia să, sau clubul de fotbal trebuia să plătească impozit pe venituri. La urmă, aceștia erau venituri aduse clubului, nu-i așa? Și trebuie plătit la bugetul statului. Deci e vorba și de evaziune fiscală acolo. Cum spuneam, această pagubă, acest prejudiciu este mult mai mic decât cel real. Pentru că DNA-ul a reușit să ancheteze decât 12 cazuri. Acum, dacă federațiile din celelalte state, cluburile, ar transmite așa, ar avea un moment de sinceritate și ar transmite buluc toate cererile solicitate de DNA, poate am mai vedea încă 20-30 de transferuri de ăștia bombă la sume. Deci prejudiciul este mult mai mic aflat de DNA decât cel real. Și o recunosc chiar procurorii DNA. Eu sunt speriat la gândul că, Doamne ferește, să apucă procurorii DNA și încep să caute prin dosarele prin care au fost transferați jucătorii generației de aur. Pentru că acolo au fost tunuri serioase. Adică ai trimis cam atunci s-au dat tunurile mari. Ai trimis niște jucători. Cam atunci mai aveam jucători prin vremea de aceea. Cea mai mare valoare pe niște sume modice, dacă stai totuși să te gândești. Sumele pe care au fost transferate și Hagi și Popescu și au fost sume mici, au fost sume mici raportate la sumele care se învârt acum. Foarte mici. Și erau sume mici raportate la transferurile de atunci, dar pentru noi erau sume mari. Știi, nu știu, în ultimă instanță poți să cazi și în partea alaltă, știi, să te gândești că, până la urmă, procurorii sau și l-au întrebat pe Becali, pe cei doi frați, bă, băieți, căutăm în dosarele astea cu sume mai mici sau căutăm în alea cu sume mai mari? Că în funcție și de asta, luați ani. Și ăștia ar fi zis, bănașule, caută și matale în alea unde sunt sumele mai mici. Că dacă cauți în spate la Hagi și la Popescu, e nenorocire. Ia de aici, așa, că mai... Acum vezi tu, emulația asta creată în jurul grațierii. Hai să-l grațiem pe Gică Popescu. Ok, nu vrem să tragem sau să dăm noi un verdict, să spunem, ci pur și simplu încercăm să vă determinăm să vă puneți întrebarea. Lumea, cei care susțin lucrul ăsta, spun, domne, Gică Popescu și-a recunoscut fapta și-a dat o parte din bani înapoi. Acum întrebarea care se ridică este următoarea. Dacă comiți o faptă penală... Și o regreți. O regreți și plătești înapoi statului român. Mai ispășești pedeapsa sau nu? Păi de ce să nu ispășești? E? Conform codului penal trebuie să o ispășești. Adică faptul că ți-o recunoști înseamnă că ești absolvit. Deci e cumva în... Nu, ți-am spus. E de întrebat lucrul ăsta. Sunt diversi oameni pe care... Lumea spunea, domnule, Gică Popescu a adus atâta prestigiu fotbalului. Lumea din partea cealaltă este uimită. Citeam undeva un interviu, să zicem, al lui Cătălin Tolontan, de la Gazeta Sporturilor, cei care au demarat, practic, ancheta jurnalistică, în urma căreia s-au dat aceste sentințe. Practic, de acolo a pornit. Și spunea că și cluburile au fost... Hai să ne înțelegem. Sunt două chestii distincte. Viața de fotbalist al lui Gică Popescu e una. A fost un mare jucător, capitan la Barcelona. Nu contestă nimeni lucrul ăsta. Și business-ul lui vis-a-vis de acești jucători care au fost vânduți prin intermediul unor firme, da? Care era participant. Deci, sunt două chestii distincte. Tot respectul pentru jucătorul de fotbal Gică Popescu în tricoul echipelor în care a jucat și în tricoul naționalei, deci este o chestie extraordinară, nu pot să minimizez așa ceva, dar partea alaltă cu legalitatea de după viața extrasportivă este altceva și trebuie să, eu zic, să le
Da, și politicienii, după cum ai observat, au încercat să profite de lucrul acesta, au ieșit așa, ca drăguții la pachet, grupuri, grupulețe de la partide, da, suntem alături de, susținem, vrem să... Adică e un moment pe care îl speculează. Da, este normal. Dădeam mai devreme... Chiar e grețos ce se întâmplă. Da, dădeam mai devreme exemplu cu... El a fost mare fotbalist să nu intre la pușcărie, Becali a făcut pomeni să nu intre. Da. Aduți aminte de declarațiile polițienilor de la PSD cât de alături erau de Adrian Năstase, să nu, să-l apărăm, să facem, să dregem zid în jurul Năstase. Deci nu e... Acolo era un interes direct. Prima aici deraiere... e pur și simplu grețos ce fac politicienii, pentru că ar trebui, păi dacă, fac pentru dacă e vorba de strâns semnături, să lăsăm societatea civilă să o facă. E vorba pentru capital. Ok, Marius, dincolo de emoția asta creată și de motivarea instanței care va veni, când va veni, o lună, două... La un moment dat. S-a spus că... Dom'le, e momentul zero în fotbal. Vine un președinte de federație tânăr, s-a terminat cu mizerile din fotbal. Tu crezi că se va termina cu mizerile din fotbal? După condamnarea asta și după ce avem un președinte nou, să zicem. Nu contează neapărat că e tânăr. Asta nu e neapărat una tu. Asta cu terminarea mizerilor din fotbal, n-a reușit nimeni să le termine nicio țară. Păi știi cum au spus? Dom'le, acum l-am condamnat, o să le fie frică investitorilor să mai bage bani în fotbal, că îi prinde DNA-ul. Adică se va lucra corect? Crezi că e speriat lucrul ăsta? Se va lucra mai atent. Mai atent? Da, mai atent, nu mai corect. Adică vor studia mai mult. Vor studia mai mult problema și zice, băi... În loc de 2-3 filme din paradisuri fiscale, interpun încă 5-6, ca să fie mai greu. Exact, nu, să nu-ți închipui că... Optimism ești, Marius. Viața în România m-a învățat să fiu așa. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. E un subiect care va mai... va fi dezbătut îndelung de acum încolo și știți cum se întâmplă. Da, deci exemple de genul ăsta sunt peste tot. Acum mulți ani a fost celebru caz Bernard Tapie, Olympique Marseille, aruncat în Liga a doua, pușcărie pentru Bernard Tapie și așa mai departe. Și vorbeam de bossul Adidas, nu de... Adică... Dar celebru Messi mi se pare că este anchetat de fisc pentru evaziune fiscală. Maradona a fost bineînțeles. Anchetat. Bineînțeles. Maradona nici nu poate să vină în Italia, din punctul de vedere. Boris Becker a fost condamnat, dar ei decât au plătit bani. Păi nu, a fost chestia cu... I-a alergat fiscul și le-a spus, aveți de dat atâta acum cât puteți să-i mai dați. Că dacă ne apucăm să facem toate diligențele, aveți o problemă. Ok. CSU joacă, deocamdată FCU joacă și ea. Da, până când aflăm noi care, o situație în privința FCU, acestor condamnări, da? Cred că Adrian Mititelu așteaptă în continuare, el nu mai este finanțator. În momentul de față cred că este un pic finanțat de echipă. Agitator este. Nu, finanțat de echipă. El a mai trăit din drepturi de televiziune și acum câțiva ani, ultimii ani, păi din Liga 1. Nu e niciun drept din televiziune. Stai puțin, că poate joacă și el un picuț așa, astfel încât să primească și el un plin la Merzache ceva. Da. Fotbalul cu fotbalul, condamnările, craiovenii, în schimb, și locuitorii din Dolj s-au scăldat la modul negativ în apă. A plouat atât de mult în aceste zile încât peste 100 de gospodării din Craiova și din Dolj au fost afectate, cel puțin situația aceasta era aseară, de ploile abundente căzute în ultimele zile, dar și de scurgerea apei de pe versanți. Ca întotdeauna, canalele nu au mai făcut față, iar apele au pătruns în curțile și casele oamenilor, provocând daune. Colegii noștri de la Gazetarea Sud au fost aseară pe strada, celebra stradă fermierului din Craiova, mai este încă o stradă celebră, Homer, din cartierul Brestei. Acolo e jale întotdeauna când plouă, mai ales când se întâmplă lucrul ăsta 2-3 zile neîntrerupt. Intrase efectiv apa în curți. Pe stradă apa era până la gleznă și știi cum e umorul oltenesc, umorul românesc, un domn pentru a protesta împotriva dezinteresului autorităților din ultimii ani, neapărat al actualei administrații, pentru realizarea canalizării în zonă, a încropit, să zicem, o corabie, un vaporaș din... O plută. Era o plută aia, da, pe care a scris iubim România, asta e Craiova. A fost foarte și tristă și amuzant în același timp imaginea aceasta. Marius, ce putem face, domnule? La noi plouă. Da. La orice ploaie, deci plouă și în alte țări. Nu, și în alte țări când plouă, evacuează orașul dacă e nevoie.
pun baraje. Dar în general, la orice ploaie de asta mai sănătoasă, se inundă. Autoritățile românești sunt luate prin surprindere de orice fenomen meteorologic. Când a fost zăpada, a fost zăpada. Acum adică sunt este ploii. Chiar surprinzător că iarna mai și ninge. Da, să trecem peste. Acum e, e ploaie. Și dacă plouă... Bun. Există în continuare o problemă vis-a-vis de orașul Craiova și de aceste canalizări. La care se lucrează. La care să se precizăm lucrează. Acest lucru. Noi, la care în Craiova, da, că sunt și eu craiovean, avem zone comune de canalizare și pluvial. În mod normal ar trebui să fie două sisteme distincte și disjuncte. N-aibă treabă unul cu altul. Asta e canalizare, asta e pluvial. În frumoasa Craiova nu se întâmplă așa ceva. Pare mi se că această inginerie i-a venit lui Aurică Solomon în primul mandat, așa, că o băgăm și pasta în asta și legăm cu sârmă și merge. E, nu merge. Și nu merge de atunci. Dar nimeni nu s-a obosit foarte tare. Pentru că sunt făcute niște calcule vis-a-vis de câtă apă curge pe acolo. Păi dacă e canalizare și sunt atâția oameni, se umple țava și dacă mai și plouă, e nenorocire și atunci nu are ce să mai preia. Ca să nu mai vorbim că în aceste cartiere inundabile sunt foarte multe case construite fără autorizație. De? Omul îi se inundă curtea, intră apa în casă, nici nu poți să-l lași acolo să moară în apa aia. Trebuie să te-l ajuți. Dar la orice ploaie sănătoasă se întâmplă lucrul acesta. Și depindem tot timpul de mila cerului. Doamne, să nu plouă mult, că ne inundăm. Să nu plouă pe Craiova. Ca să mai vorbim de faptul că în funcție de cât plouă, se plătește apă meteorică. Am mai abordat în Gazeta tot acest subiect. E formula aia complicată. Doamne, câtă apă meteorică plătim? Pe care o găsim în factura. O poate nu o găsim. Dacă stăm la bloc, nu o găsim. E factura la asociație. Și care stau la casă, în schimb, o regăsesc pentru că au contract direct cu compania de apă. Se facturează apa meteorică, apa care cade din cer. Da. Apa care este preluată de canalizarea pluvială. Cu cât plouă mai mult, cu atât plătim mai mult. Doar și am scăpat de facturile la întreținere. Da, în zonele afectate, unde nu sunt canalizare, nu au cum să plătească apă meteorică. Ai dreptate și tu acolo. Din punctul de vedere. Care sunt în legalitate. Pe scurt, hai să dăm și o veste bună. S-a semnat contractul de execuție a lucrărilor la parcarea subterană de lângă Teatrul Național. Asta e vestea bună, că s-a semnat și că se face. Vestea rea este că e lângă Teatrul Național. Iar arhitecții, și-am prezentat părerile lor, s-au opus vehement de-a lungul timpului acestui obiectiv. Primăria Craiova și reprezentanții societății Mitliv Craiova au semnat contractul de execuție a lucrărilor la parcarea subterană în zona Teatrului Național. Proiect în valoare de 49 de milioane de lei, să zicem, plus TVA. Asta duce undeva la 11-12 milioane de euro. Lucrarea are termen de execuție 18 luni. Potrivit acestui proiect, în centrul Craiovei, cum spuneam, vor fi create 619 locuri de parcare și e nevoie de ele, dintre care 586 pentru autoturisme și 33 pentru motociclete. Parcarea este prevăzută și cu prize electrice. Asta ne-a amuzat întotdeauna până la acest proiect, dată fiind situația actuală din Craiova, pentru încărcarea autoturismelor care funcționează pe acumulatori. Deci e vorba de 240 de locuri de parcare pentru astfel de mașini. Când ne-am interesat noi acum câteva luni, erau vreo 6-7 mașini electrice în Craiova. Hibride. Dintre care, da, majoritatea erau hibride, deci mergeau și. Parcarea va fi pe două niveluri și va avea o suprafață desfășurată de 1 hectar și 8.000 de metri. Ce prevăd de amenajările exterioare, ca să închidă gura cârcotașilor de arhitecți care spun, va fi distrus parcul de acolo, zona verde, amenajarea terenului logic, săpătură, umplutură, compactare. Va fi și o amenajare peisagistică, care va avea în vedere, și aici punem sicul acela în paranteză, crearea spațiilor verzi care să pună în valoare amplasamentul Teatrului Național Marin Sorescu. Pentru aceasta se vor realiza alei pietonale, trotuare și acces carosabil. Uite, vezi, se face. Se va planta gazon, plante decorative, arbuști și arbori. Măi să fie, vor fi cumva acele plante, panseluțe cu tulpină viguroasă și arbuști, șansele de jumătate de milion? Șansele sunt maxim. Posibil. De asemenea, parcarea va fi dotată cu sistem de detecție și alarmare la depășirea concentrației de monoxid de carbon. Fabulos. Păi fabulos, ar putea să ții într-una pentru că Calea București nu e departe de parcarea asta.
Va fi sistem de detecție și avertizare la efracție, care va asigura protejarea spațiilor importante din parcare contra pătrunderii persoanelor neautorizate. Deci aviz... Persoanelor neautorizate care vor să intre în parcare. Așa, sistem de sonorizare și alarmare care realizează transmiterea de mesaje sonore destinate evacuării unor zone și dirijării personalului către căile de evacuare posibile. Evident că lucrările vor începe imediat ce vremea o va permite. De asemenea, din ce am observat noi cu ochiul liber prin Craiova, și firma care trebuie să realizeze modernizarea celor trei mari bulevarde din Craiova, râului, bariera Vâlcii și stradă și Caracal, se pregătește să înceapă aceste lucrări. Primele semne pe care le-am observat noi de viață a acestei firme, e vorba de Teldrum, firma aceea asociată cu vicepremierul Dragnea, am văzut câteva utilaje pe râului care, nu știu ce făceau, dar se învârteau pe acolo puțin, mai ales că era vremea improprie începerii acestor lucrări. Din câte am înțeles noi de la diferite persoane avizate, ca să nu spunem din primărie, că știți că primăria are o problemă în a comunica rapid informații de acest gen, cum va da soarele în Craiova, vor începe lucrările și pe aceste bulevarde, probabil cu strada râului. După o scurtă pauză publicitară, vom vorbi puțin despre evaluarea națională în Dolj și despre conflictul de la Electroputere, odată o mare fabrică din Craiova și o mare fabrică pentru România. Revenim după pauză. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. B-Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală, îți pune la dispoziție CellMeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. B-Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală, îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. B-Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări, atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Am întors în Malaxorul Presei, sunt Valentin Tudor și l-am alături de mine pe Marius Albu. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre minunatele rezultate ale elevilor noștri la evaluarea națională, minunate cu ghilimelele de rigoare, pentru că situația este total opusă. Am avut evaluare națională în România, elevii clasei A8-a. Evaluările naționale sunt așa, un fel de... De fapt au fost simulări. Să luăm noi pulsul cunoștințelor elevilor înainte de marele examen. La nivel național, media de promovare a fost sub 50%, asta nu ne mai miră, ba e chiar mare, dacă e să ne raportăm la ce s-a întâmplat până acum. Numai că noi discutăm despre județul nostru drag, Doljul, unde, și aici țineți-vă bine, a fost cea mai scăzută prezență din toată țara. 89,04 dintre elevi s-au prezentat la această simulare
probabil nu i-au dat importanța cuvenită. Ceea ce a plasat frumosul nostru județ pe ultimul loc ca prezență în țară. Nici la rezultate nu am stat prea grozav, doar 47,36% dintre elevii au obținut note peste 5. Ceea ce a plasat județul Dolj pe locul 21 la nivel național. Suntem, după cum observăm, sub media pe țară. Media pe țară 48,8, Doljul 47,36. Cele mai slabe rezultate sunt la matematică, la care 70% dintre elevii prezenți nu au reușit să obțină notă de trecere. Pe regiune, adică pe Oltenia, la această disciplină, elevii din Dolj sunt sub cei din Vâlcea și Gorj, unde procentele de promovabilitate au depășit 33%. Marius, să înțelegem că elevii noștri de a 8-a s-au considerat prea inteligenți, prea deștepți pentru această simulare și nu au venit la examen? Nu pot să-ți dau un răspuns exact. E greu să răspunzi la întrebarea da, asta. Dar este posibil să fi fost și cauze obiective. Cum ar fi? De această neprezentare a bântuit... Au fost abătuți? Nu, a bântuit o viroză, o enteroviroză prin frumoasa Craiova. Și la școlar și la preșcolar. Nu, serios. Cum? A, tu vorbești serios. Nu, chiar nu fac nicio glumă în această perioadă. Și este posibil. Hai să punem... Da, e o explicație. Să poate fi o explicație, da. Așa, n-am auzit de așa ceva. Nu, deci este... Dacă tu știi, uite, este, ne dai o știre în momentul ăsta. Da. DSV-ul trebuia să o dea mai devreme. Asta este una din posibilități. Să luăm apărarea elevilor. Mai este și varianta să fi fost dezinteresați. Abătuți, cum spuneam eu. Triști. Dezinteresați. Ce să fac eu la românești la matematică? Oricum, simulăm școala de prea mult timp, ne mai ducem la încă o simulare. Care-i scoatere? Exact. La ce mă ajută? Cu ce mă încurcă dacă nu mă duc? Da. Nimic. Ce știu, tot aia o să scriu la un moment dat. Și cu asta basta. Deci, noi avem 30% medie de note de trecere. 70% la matematică nu au luat 5. Deci sunt bâtă. Nu, o fi așa greu. Eu am văzut că, într-adevăr, nu mai e cum era pe vremea noastră la matematică, din clasa a doua, a treia, a patra. Sunt exerciții de stai și tu, om mare, unor și te uiți la ele. Cum să le apuci? Dar, o fi așa de grele subiectele? Subiectele, până la urmă, sunt făcute de niște profesori. Profesorii au spus că au fost de dificultate medie. Bun, și că... hai să le dăm credit profesorilor. În momentul în care spun că sunt de dificultate medie. Da. Hai să zicem că nu au pierdut timpul. Deci... Nu. Este nasol. Este nasol. Serios. E nasol, cum spui tu, și stau și mă gândesc ce s-a întâmplat peste 10 ani, spre exemplu. 10-15 ani. Știi că noi ăștia mai cu barbă așa ca mine și ca tine, ne întrebăm, mă, dar nouă cine o să ne plătească pensia? Da. E celebra întrebare. Dacă ajungem la ea. Eventual dacă ajungem acolo, da, știi? Da. Și stăm, dar ne trece repede întrebarea asta pentru că nu găsim răspunsul sau dacă îl găsim știm că nu ne e favorabil. Și atunci evităm subiectul. Da. Dar stăm așa și ne gândim. Noi ăștia mai ce 30 nu face și ceva rău. De ani așa. Da. Da. Uite, totuși, vestea bună este că odată cu înaintarea în vârstă și vorbim aici de copii, de elevii de clasa a 12-a, încep să-și conștientizeze cel puțin unii dintre ei viitorul, sau își dau interesul pentru așa ceva. Pentru că Universitatea din Craiova, de exemplu, a ajuns la un număr record de elevi care cer sprijinul în pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Deși a demarat de doar 3 săptămâni, programul de pregătire pentru examenele naționale a atras peste 3.000 de liceeni din județele Dolj și Olt. Și lista rămâne deschisă și pentru celelalte licee din Oltenia. Dar nu numai liceii nici doresc să aibă parte de pregătire suplimentară. Uite, vezi? O poveste bună. Peste 1.000 de profesori care susțin examenele de definitivat sau pentru gradul didactic 2 în acest an s-au înscris la rândul lor la meditații. În Craiova, pregătirea pentru examenul de bacalaureat a demarat pe 15 februarie. Inițiativa este de câțiva ani, dar din acest an se derulează pe baza unui parteneriat cu inspectoratele din Oltenia. Fapt care a atras un număr de participanți mai mare decât de obicei.
Din Craiova și din Dolj, din tot județul, sunt 1500 de elevi care au solicitat ore de pregătire suplimentară, în special pentru română și matematică. În realitate însă este posibil ca numărul lor să fie mai mare, pentru că se prezintă și liceeni care nu s-au înscris pe listă. Un interes, uite, care te... Da. Faptul că... E o rază de soare. Acești liceeni cer ajutorul universității. Poate speriați de tarifele la meditații. Așa, nu știu. E bine că cer. Este un lucru bun. Este un absolut, lucru bun. Absolut. În schimb, faptul că oameni care au predat în școli cer și ei același ajutor pentru examenul de definitivat și așa, cumva explică acele rezultate ale elevilor de acum două minute. Adică eu nu știu cum au ajuns oamenii ăștia să predea. Deci sunt îngrozit. Pe de o parte îi apreciez că vor să se formeze continuu, pe de altă parte... Nu, ei vor să rămână în sistem. Aici vor să rămână în sistem, nu, clar. Să înțelegem. Cei care se vor pregătire, băi, ca profesor, să nu fii în stare să-ți iei pe examenul, eu zic că e o problemă și e mare. Da, pentru că noi încă avem în școlile din județ oameni care predau matematica și sunt, au pregătire de istorie, poate. Sau niciuna. Invers. Sau niciuna, vorba ta. Deci asta este îngrozitor. Deci este îngrozitor. De fapt, faptul că acești oameni cer ajutor să-și treacă examenul definitivat, ne duce cu gândul de ce sunt elevii așa cum sunt, dacă ei de la asemenea oameni învață. Da. Și în momentul în care un profesor spune ăsta este un subiect mediu, normal că ăla săracul, dacă a făcut cu neca de sport sau știu ce pregătire o avea pe la care a predat lui matematica, săracul este pe din afară. Da. O să mai auzim de aceleași rezultate și la anul. Deci e un fel de deja vu. De la teorie trecem la practică, să-i spunem așa. Circa 250 de salariați ai Electroputere Craiova au intrat acum câteva zile în grevă. Practic au protestat ci pentru faptul că nu își primiseră salariile de o lună, o lună și ceva. E un lucru nou să vezi un protest la Electroputere, mai ales de când au preluat-o distinși investitori de la Al Arab Investment, sau cam așa se numea, din Arabia Saudită, privatizare care a avut loc acum mai mulți ani. Doamne, ce succes a fost privatizarea. Un succes nebun a avut, s-a vândut pe un preț foarte mic, ca de obicei. Ce spun oamenii? Am vrut să tragem un semnal de alarmă că așa nu se mai poate. La privatizare s-au angajat investitorii de care vorbeam, că vor dezvolta această întreprindere și că anul acesta vom fi 5.000 și nu 700, cât suntem acum. Cam acolo, cam cifra asta a fost în Electroputere. Dacă ne tai aceste drepturi, sporuri, prime, etichete de masă, se renunță la 30-35% din salariu. Este imposibil de acceptat acest lucru pentru că efectiv nu se mai poate trăi. Cei mai mulți nu iau mai mult de 700-1000 de lei. Faptul că s-a lucrat 75% a însemnat că din acești bani s-a mai luat un sfert. Este declarația liderului sindical Aurel Bojenoiu. Încă o declarație, am luat salariul 800 de lei, a venit domnul președinte și doamna directoare și ne-au spus să mai așteptăm. Ce să mai așteptăm, că sunt deja două luni. În astea două luni sunt de plătit utilități, facturi, bănci, spune un om care are casa ipotecată. Azi trebuie, de exemplu, să plătesc banca, spune el. Cu ce o să plătesc? De mâine nu mai am bani de bilete și pentru pachet. Dacă am făcut aceste datorii la bancă, nu le-am făcut ca să plec la munte, la mare sau să văd o țară străină. Am făcut ca să pot să supraviețuiesc, e declarația unei dintre angajatele societății. Conducerea Electroputere spune că întârzierea se datorează faptului că Electroputere are de încasat, de recuperat 4,5 milioane de euro de la o societate din Grecia cu care a avut contract. Practic, Electroputere a furnizat respectivele motoare, că asta fac ei pe la Electroputere, la fabrica de motoare, iar firma din Grecia a întârziat puțin cu banii. Din acest motiv, angajații au ieșit în stradă. E oricum sezonul de ceva vreme, tot ies oamenii, da, în stradă și...
Am o întrebare. Un lucru bun, pe de-o parte. Da, să știi că oamenii își cunosc drepturile. Știi pentru mine? Da. Știi vreun investitor în orice domeniu vrei tu, care a preluat vreun gigant de la noi, care să-și fi respectat promisiunile? Ai voie să îmi dai păi în primul rând că nu iau impus prea multe deci obligații la privatizare. Vis-a-vis de angajări. Da? Că vorbeam de 700 în loc de 5.000 cât au promis. Știi vreunii care chiar i-au angajat cât au spus? Eu nu. Păi și Fordul a promis, dar Fordul i-a menținut, măcar. Ca și în cazul Fordului și la Electroputere, când a fost privatizată ea, nu mai știu prin ce an a fost întâmplat lucrul ăsta, dar mulți ani în urmă, o parte a contractului a fost secretizată. Că de? Era secret. De ce? Nu am înțeles nici noi, nu a explicat nimeni. Așa s-a semnat contractul. Poate acolo a fost secretul. Na, toată lumea când a fost cumpărată Electroputere, spunea o să ajungă MOL. Da. Și mare parte din clădire a ajuns MOL. Da. Iar răspunsul că banii sunt în Grecia este optimist. Da. Eventual i-ar putea trimite în concediu la vară, în sistem barter. Faptul că banii sunt în Grecia este de un optimism fabulos. Da. Cum ești tu, crăcotaș de regulă? Uite, bătaie pe locurile de la Colegiul Frații Buzești. Colegiul din Craiova se află în fața unei situații fără precedent la înscrierile pentru clasa pregătitoare. Până în prezent are cu 100 de cereri mai mult decât numărul locurilor. Pentru a reuși să-și înscrie copiii la această unitate de învățământ, părinții își fac mutații în circumscripția unității de învățământ. Ca așa e legal. Știi că îți poți da copilul la școală sau ești obligat, în primul rând, să-l dai la școala din cartierul unde locuiești. Nu se întâmplă asta niciodată, să fim serioși. Pentru anul școlar care va veni, colegiul a pregătit 75 de locuri pentru clasa pregătitoare, celebra clasă 0. Da. Numai că după primele zile de înscriere, acestea s-au dovedit puține. La sfârșitul săptămânii trecute erau 61 de cereri peste numărul locurilor. Solicitările au continuat să crească. Uite ce spune conducerea colegiului. Mulți părinți nu sunt din circumscripție, dar au venit să-și înscrie copiii pentru că ei consideră că doar la această școală sunt învățători foarte buni. Într-adevăr, se face carte, dar este totuși învățământ primar și materia se parcurge la fel și la alte unități de învățământ. Părinții ar trebui să ia în calcul și distanța pe care o au copiii până la școală, dar și faptul că ar fi benefic pentru cei mici să învețe într-o clasă cu 25 de elevi și nu cu efective de peste 30. Spune doamna Carmen Ștefănescu, directorul adjunct al unității de învățământ. Acum doamna să știi că are mare dreptate. Nu cred că se încep să se facă diferențierile din clasa pregătitoare. Nici măcar din clasa 1 sau a 2, poate de la gimnaziu în sus. Așa că, într-adevăr, ea are dreptate. Distanța până la colegiu e de luat în calcul pentru părinți. Da. Pentru că, uite, spre exemplu, cum a fost acum cu simulările astea. Că a fost la liceu acum, știi? Copiii au avut liber, se spunea, 3 zile, luni, miercuri și vineri. Și la solicitarea părinților, pentru că nu aveau cu cine să-i lasă pe copii acasă, s-a decis ca vinerea, adică astăzi, să se facă ore. Deși se anunțaseră la școală. Vedeți că nici vineri nu facem ore. Pentru că nu sunt săli suficiente și învățătorii care le predau copiilor trebuie să fie supraveghetori la examene. Sunt de acord cu doamna director adjunct al Colegiului Frații Buzești, la modul foarte, foarte serios. Da. Pentru că nu este niciun câștig să fii într-o clasă cu 30 și de elevi. Absolut. Mai ales în clasa pregătitoare, unde copiii descoperă creioanele colorate. Practic e trecerea de la grădiniță la... Pe aproape. Da. Asta și cu plimbatul copilului, iar mi se pare... Da, unde ți-e copilul? La Buzești. Wow! Da. Adică, știi, simplu fapt că aparține unei unități de elită, înseamnă că acel copil va ieși, va învăța, va fi deștept. Nu. Ceea ce e fals. Total. Total. Mă rog. Eu sunt, vorbim în cunoștință de cauză, în momentul de față, sunt în această situație. Ești părinte al acestui colegiu? Nu. O să fii? Nu. Nu. Tu unde o duci? Nu o să fiu. La o școală de cartier. Școala va fi recunoscătoare. Cu toate că aș putea, prin apartenență, de asta de sector, de cum deci tu ești invers. Aparții, dar nu vrei să te duci acolo. Nu vreau la Buzești.
Gică contra, ca de obicei. Da. Da. Nu, consider că sunt mult prea mulți așa, este o distanță foarte mare, sunt puține cadre de supraveghere la câți copii sunt și nu mi se pare o afacere, cu ghilimele de rigoare, prea bună. Da, e prea devreme. Adică să nu ne chinuim copiii hai să de nu... aici. Exact. Să-i mai lăsăm să copilărească puțin. Să nu ne închipuim că vor face navete spațiale la Buzești la clasa 0. Exact. Și partea altă nu. Hai să le dăm oamenilor o veste bună, pe care trebuie să o știți cu toții. Fiscul nu mai poate face popiri pe conturi după bunul plac. Și asta ne afectează pe noi pe toți. O ordonanță de urgență obligă ANAF-ul, adică șeful fiscului, instituția centrală, să instituie popririle pe conturi doar la 30 de zile după ce debitorul a primit la domiciliu sau la sediul social, în cazul în care este firmă, somația și titlul executoriu emise de fisc. În practică, până acum, fiscul bloca toate conturile unor debitori, chiar și înainte ca aceștia să fi primit somația de plată. Ca să nu mai spunem de cazurile în care aceeași sumă se oprea de 3 ori, cazuri prezentate pe larg și exhaustiv în Gaia de Sud. Eu deci sunt să mulțumim ordonanței de urgență care pune... Eu sunt curios. Da. Pe cine a jumulit fiscul de bani atât de tare încât cei care ne conduc au dat această ordonanță de urgență. Hai să o apreciem așa cum este. Hai să nu. Hai să nu. Tu ești dubitativ. Ca da. Întotdeauna. Sunt ferm convins că fiscul a luat bani de unde nu trebuia. Și în momentul ăla... Ia uite ce spune proprietarul unei firme, care evident s-a trezit cu contul blocat, deși nu primise înștiințarea de poprire. Dacă nu ai plătit la timp dările la stat, atunci fiscul îți trimite prin poștă înștiințarea de poprire, dar în același timp îți blochează și contul. Tu afli de poprire abia când îți vine poșta, când o veni, în 3-4 zile sau o săptămână. Într-adevăr, teoretic, tu ca agent economic ar trebui să știi că ai banii aceștia de plătit. Logic, ca să-ți faci tu o previziune de plată. Practic, e posibil ca sumele pe care le ai tu în evidență să nu bată cu calculele finanțelor, în special din cauza majorărilor. Majorările sunt diferit calculate decât le estimăm noi. Logic. Faptul e că îți blochează activitatea pentru o zi, două, trei, până te duci la ei să iei adeverință că ți-ai plătit. Sau dacă poți să aștepți, atunci aștepți o săptămână până când îți virează banca banii la ei și atunci îți deblochează automat contul. Acesta, investitorul de care vorbeam, nu este intrigat de faptul că statul face popiri pe conturi, ci de modul în care acesta o făcea până acum, din cauza că bloca activitatea unui agent economic care nu putea să-și mai achite furnizorii câteva zile sau o săptămână. Normal, ce ziceau furnizorii? Că ești neserios? Râsul mare că este altul. Platnic. Că blocajul ăsta, deci blocarea conturilor, era făcută astfel încât nu puteai să plătești nici măcar statului. Băi, îți blocau tot. Deci tu la... Și băi, prietene, lasă-mă să dau statului. Nu. Păi de ce? Păi ai contul blocat. Păi vreau să le dau lor banii, până ai cum. Da. Și poate tu aveai, să zicem, un leu de nu. Plată, îi blocau toată suma din există cont. Posibilitatea ca suma debitată care trebuia să o plătești statului, da. Pe care o datorai, ca să care o datorai statului, simplu. Să nu o fi avut în totalitate într-un cont pe care să ți-l execute. Poate o aveai în trei conturi. Dacă strângeai din trei conturi, puteai să strângi suma aia și să-i dai banii statului. Și ei ți le blocau pe toate trei. Ei ți le blocau pe toate trei pentru că la niciuna nu putea să execute că nu era suma respectivă. Dar tu nici nu puteai să plătești o bucățică de aici, una de aici și una de aici ca să ieși din strânsoare. Nu. Ca să nu mai vorbim de relația cu banca, pentru că în momentul în care se instituie această poprire, bineînțeles. Ar trebui să dispună băncii să-ți ia banii, că aia înseamnă poprire. Că ți-ia fără să mai stai tu la discuții. Cu acceptul tău. Cu acceptul tău. Da. Incompetență în formă continuată la Sport Clubul Municipal Craiova. A fost un alt subiect care a trezit mari dileme la nivelul administrației. E vorba de un meci de handbal pierdut de echipa din Craiova la Masa Verde din cauza gafelor organizatorice. Numai că nu a fost prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. A fost precedat de o ispravă asemănătoare, dublată de acel scandal cu jucătoarea obligată să plece de la echipă deoarece nu se înnoise viza de ședere. Echipa feminină de handbal din Craiova a pierdut evident la Masa Verde cu
10-0 parcă se pierde un astfel de meci pentru a doua oară. Aia înseamnă că am pierdut niște puncte importante în clasament din cauza bâlbelor de la nivelul clubului. Și de punctare un punct. Și de punctare, exact. Evident, conducerea primăriei a ieșit fioroasă la atac și a cerut demisii peste demisii. Și-a dat-o doar președintele clubului până acum. Antrenoarea a Mariei, da? Celebra jucătoare, nu? De handbal, nu s-a supus și nu s-a supus din motiv foarte simplu. Are un contract de 10.000 de euro, parcă. Da. Și dacă e ca la fotbal, știți cum este. Când ai un antrenor, îl pui, dai o sumă de bani, zicem 100-200.000 de euro pe an și după 2-3 luni îl dai afară, că nu-ți place de el sau că nu are rezultate. Dacă îl dai afară, trebuie să-i plătești tot contractul și nu prea-ți convine ca patron. Și atunci ai zis, dă-ți tu demisia. Nu, păi ce sunt prost? Păi asta a fost dăm bani. Frumoasă... Așa a procedat și Amarie. Asta a fost una din frumoasele discuții al noului președinte al FRF vis-a-vis de domnul Pițurcă. Din categoria, te dau afară mâine. După exact. Care citind contractul și văzând cam cât are de dat, a zis, mai mă gândesc puțin. Da, mai bine stai acolo. Ceea ce înseamnă că ar trebui ca aceste contracte să fie, domne, pe perioada de asta mai mică. Să nu îi plătești omului o poală de bani atunci când o comite. Că poate nu are rezultate. Da. Îi faci pe jumătate de an, pe un an. Ne apropiem de final și mai avem o nedumerire. Acum câteva zile, craiovenii care merg cu Ratul, Ratul este regia noastră dragă, autonomă de transport. Da, care ne plimbă prin frumosul oraș. Au întârziat autobuzele circa 30 de minute. Din câte am aflat noi, a fost vorba de o pană de benzină, de motorină, că ăștia merg cu motorină. Da. Da? Practic, rezervoarele regiei au fost goale. Ca și conducător auto, în momentul în care rămâi fără carburant, se cheamă pana prostului. Da, numai că ei au rămas fără carburant, nu se știe din ce motiv. Gazetarasul a încercat să obțină un punct de vedere de la conducerea regiei, care a băgat precum struțul capul în pământ. În asfalt. În asfalt. În nisip, unde l-a băgat. N-au suflat o vorbă. Să explice craievenilor. Băi, dragi craieveni, care plătiți abonamente și bilete colorate. Știi că e faza aia cu biletul colorat pe lună. Uite, de aia stau voi ca proștii, mai și ploua în stații. Că nu i-a anunțat nimeni pe oamenii ăștia că întârzi autobuzele. Deci nu au spus nimic. Am aflat noi după aceea firma care furnizează combustibilul. Pe căile turalnice. Da, pe căile cele mai simple posibile. Ne-am uitat pe documentele de la licitație. Este vorba de furnizorul Oscar Downstream. Este o firmă care lucrează cu regia de transport de mulți, mulți anișori. Firmă care a livrat către regie în perioada 2008-2013 o motorină de peste 8 milioane de euro. Asta nu ar fi chiar o problemă, pentru că atât o costa motorina. Problema este că ei susțin că s-au achitat de contract. Au fost destul de alunecoși. Nu au spus, da, domne, nu am dat motorină. Au spus, ne-am achitat de contract. Și aici poți să înțelegi, ne-am achitat de contract care prevedea că nu-ți dau motorină până nu plătești și atunci poate nu a plătit regia. E vorba de circa 7 miliarde de lei vechi. Suma, așa am auzit noi. Depinde. Cert este că nu s-a oferit o explicație până în prezent. Noi sperăm să nu se mai întâmple astfel de pene și relația furnizor-rat să curgă fluviu ca motorina din rezervoare. Ar mai fi niște știruțe despre, uite, domnul director de la Spitalul Județean promite că nu o să mai vină bolnavii cu medicamente de la farmacie, adică le asigură spitalul, pe asta trebuie să o trăim, să o vedem. Directorul de la Termocraiova SRL, fostul Nicolae Degeratu, a dat în judecată regia pe motiv că a fost destituit abuziv. Și cea mai mare știre este că mâine 8 martie. 8 martie, cu ocazia asta le urăm și noi femeilor din Craiova, din Dolj, din lumea întreagă, la mulți ani. Foarte la mulți ani. Și să aibă parte mâine, dacă nu de vreme frumoasă, măcar de lipsa ploii. Am văzut că astăzi s-a oprit. Până data viitoare, vă urăm săptămână liniștită și plină de evenimente plăcute. Toate cele bune!